Rosie și prietenii ei. Vreau să-mi recapăt glasul. O să mă susținui așa, Rosie. Până la capăt, Țup-Țup. O să câștigi, sunt sigură. Te pricepi la țopăit? Pe locuri? Fiți gata? Start! Hai, Țup-Țup! Poți face asta! Și în dreptul curbei, Will e în frunte! Hai, Will! Sari, Țup-Țup! Sari! Țup-Țup, preia conducerea! Nu! Will! Nu! Țup-Țup! Nu te opri, Țup-Țup! Hai, Țup-Țup! Nu te opri! Țup-Țup câștigă la o lungime de picior! Wow! Bravo, Țup-Țup! Bravo, Țup-Țup! Rosie, micul dejun e gata! E un mic dejun special în semn de mulțumire că m-ai ajutat să câștig! Mulțumesc, Țup-Țup! Oh, Rosie, glasul tău, ești răgușită. Sună puțin cam ciudat. Sună îngrozitor. Trebuie să te faci bine. Stejar știe ce-i de făcut. Ai strigat și ai aclamat prea mult ieri, Rosie. O să-ți revină vocea în curând. Azi trebuie să stai în casă la căldură și să nu vorbești. Dar am atâtea de făcut. Ți-ai pierdut glasul fiindcă m-ai ajutat pe mine. Acum e rândul meu să te ajut. O să vorbesc în locul tău până îți revine vocea. Să le ajut pe Moș Martin să exerseze noul cântec la chitară, să le ajut pe Will să-și asambleze noul elicopter și să o ajut pe Holly să-i aranjeze penele lui Mierlă. Stai aici și odihnește-te. O să fac eu totul, așa cum ai făcut și tu. Pe curând, Rosie! M-am săturat, Manny! Încă una! Lisiță, se întâmplă ceva în... burta mea! Manny, sughiți! Cum să mă vindec? Când mi se întâmplă mie, închid ochii și mă învârtesc de 3 ori. Îmi trece de fiecare dată. 1, 2, 3! A mers! Biata Rosie și-a pierdut glasul. Ce noroc că mă ajuți tu! De obicei, eu cânt, Rosie mă ascultă și apoi îmi zice ce părere are. Melodia asta are nevoie de un fluier. Oh, mai încet? Țup-Țup! Hopa! Nu am știut că va fi atât de amuzant să te ajut să exersezi, Moș Martin. Vrei să mai cântăm o dată? Mai târziu, Țup-Țup. Crezi că lui Rosie ar plăcea să-i fac o vizită? Aș putea să-i fac o băutură cu miere. Mierea face bine la voce. Ai grijă să-i spui că te-am ajutat să exersezi. Am terminat cu Moș Martin. Acum mă duc la Will. Moș Martin, Țup-Țup a... Țup-Țup m-a ajutat să exersez la viteză maximă și iată, ți-am adus o băutură cu miere și lămâie. O să mă întorc mai târziu să-ți cânt, după ce repar corzile. Bună! Știi vreun remediu pentru sughiț? Eu stau mereu într-un picior și număr până la 100. Mulțumesc, Moș Martin! Frumos din partea ta să o ajuți pe Rosie. Asta o să-i țină de cal până își va recăpăta glasul. Bună idee, Holly! Așadar, Țup-Țup, de unde începem? Pune chestia albastră răsucită pe chestia aia galbenă bombată. Albastră răsucită galbenă bombată. Și chestia roșie pe chestia bombată? Sau aia albastră pe piesa verde? Cea roșie pe cea bombată? Mulțumesc, Țup-Țup! Tu stai în pat și fă-te bine, Rosie!
Am auzit că ți-ai pierdut glasul, Rosie. În cazul ăsta, cine o ajută pe Holly să-mi aranjeze penele? Nici o grijă, Mierlă. O să ne ajute Țup-Țup. Țup-Țup? Să aranjeze pene? Oh, ești sigură? Stejar a zis că Rosie trebuie să se odihnească. Hai să ne uităm la niște poze cu pene ca să luăm idei înainte de sosirea lui Țup-Țup. Toată lumea se descurcă fără mine. Ești sigur că-i bine, Țup-Țup? Atunci să vedem. Will, stai! Și s-a înălțat! Cred că am înțeles greșit. Hei, zboară cu spatele! Elicopterul meu! Nu se zboare bine asamblat așa. Rosie și-a pierdut glasul, așa că m-a ajutat Țup-Țup. Dar uite, e distrus! Țup-Țup, încearcă să o ajute pe Rosie. Sigur, se străduiește. Elicopterul a pățit ceva, Will? Oh, nu, doar o mică zgârietură. Și-o fi schimbat vântul direcția. Deci nu a căzut din vina mea. E timpul să ajut la aranjatul penelor. Pa, Will! Pa! Cu cât mai repede își revine Rosie, cu atât mai bine. Hei, mi-a venit o idee. Pe curând, Stejar! Vreau lucul ăsta, cu pene mari, care să-mi scoată în evidență buclele naturale. Vai, n-am mai făcut asta fără Rosie până acum. Nu-i nimic, Holly, mă ai pe mine. Bigudiuri, astea-s bune. Bigudiuri? Ești sigur, Țup-Țup? Rosie, ți-am adus ceva. Will? Când îți va reveni glasul. Chiar dacă vorbești în șoaptă, se aude tare. Ascultă! Salut, Rosie! Ne e foarte dor de tine. Îl aveți pe Țup-Țup. Oh, Țup-Țup se distrează de minune, ajutându-ne. 73? 74? Am țopăit și am sărit de 103 ori. Și încă mai sughiți. Ești gata să mă asculți, Rosie? Salut, Moș Martin! Nu o să mă opriți! O să... Mierlă, nu uita! Rosie nu se simte bine! Țup-Țup, te-ai întors! Ai făcut treabă bună! Ar trebui să-i mulțumim din inimă lui Țup-Țup! Păi, eu... Să-i mulțumesc pentru asta? Nu cred că bigudiurile au fost o idee bună, Țup-Țup! Rosie, m-ai ajutat atât de mult în cursă. Am vrut doar să te răsplătesc. Îmi pare rău, prieteni. O, Țup-Țup, întoarce-te. Nu mă aude. Rosie, unde te duci? Să-l caut pe Țup-Țup. Țup-Țup, nu știi cumva un leac pentru sughiți? Stai într-un picior și numără până la 100. Am încercat. Fost asta. Rosie, ți-a revenit glasul. Nu-i grozav? Ce-i cu tine, Țup-Țup? Îmi pare rău că am dat-o în bară, Rosie. N-ai dat-o în bară. I-ai ajutat pe toți în felul tău special. Sughițul Manny a dispărut! Adevărat! N-am sughițat de când am tresărit din cauza lui Rosie. Desigur, un șoc e cel mai bun remediu pentru sughiți. Vezi, Țup-Țup, fiecare ne pricepem la ceva. Tu te pricepi să-i ajuți pe alții. L-ai vindecat chiar pe Manny de sughiți. Poate,
Dar nu știu să cânt la chitară ca Moș Martin, nici să zbor ca mierlă sau să țopăi ca mine. Mai vedem noi, țup-țup. Rosie și prietenii ei. Hipopotamul astronaut și misiunea secretă. Ura! Vă prind eu, extraterestrilor! Oh, nu! Racheta noastră e mult mai rapidă decât nava ta spațială! Mai vedem noi! Hipopotamul astronaut pornește blasterele cu protoni! Nu ne prinzi, hipopotamule! Ce surpriză plăcută! De obicei vă văd numai noaptea. Prea ocupat să dormim azi, stejar. Știi, mâine e ziua gemenilor. Ce cadou o să le faceți? Asta e o întrebare bună, mierlă. Ai vreo idee? Ați putea să le confecționați un cadou. Sau să găsiți ceva. Eu așa mi-am dobândit comorile. Asta e una din preferatele mele. Și asta și... Ne dai panglica aceea, te rog? Da, sigur. Mulțumesc, mierlă, va fi perfectă pentru împachetarea cadoului. Mai întâi să găsim cadoul, scumpo. Salut, Moș Martin. Salut, Rosie, țup-țup. Nu-l uita pe hipopotam. Salut, hipopotamule astronaut. Sunt cu mult în urma noastră, Rosie. Motoarele la maxim, hipopotamule. I-am prins pe extraterestri Țup-Țup și Rosie. Bravo, hipopotamule astronaut. Will? Capitanul astronaut Will, te rog. Capitan astronaut Will, unde e hipopotamul astronaut? Va ajunge o rolă pentru a împacheta cadoul? Nu știm asta. Încă nu avem cadoul, n-avem timp de discuții. Eu mă pricep să găsesc obiecte. Și eu? Îți amintești unde l-ai văzut ultima dată, Will? Nu, eram prea ocupat să conduc nava. Trebuie să fi căzut când jucam prința prin spațiu. Păi, atunci căutați-l, prieteni. Dar unde? Am fost peste tot. Dacă am reface traseul, l-am găsit. Nu! Mi-e teamă că nu l-am văzut pe hipopotamul astronaut. Mulțumim, Moș Martin! Ai căutat în zona de picnic? Nu era acolo. Nici pe terenul de joacă. Nici în labirint, scuze, Will. Nici o grijă, eu mă pricep cel mai bine să găsesc obiecte. Bună dimineața! Cel puțin așa credeam că e. Salut, Holly! Will și-a pierdut hipopotamul astronaut. Nu hipopotamul astronaut! E preferatul lui! Și-l ai de foarte multă vreme. Nu vă mai agitați, nu-i decât o jucărie. Trebuie să-l găsim pe hipopotamul astronaut. Să-l căutăm pe stradă. Salut, Will! L-ați găsit pe hipopotam? Nu. Încă nu, dar o să-l găsim. La ce te uiți? La nimic, doar la niște poze vechi. Uite-l pe hipopotamul astronaut când l-ai primit. Nici o grijă, Will, o să-l găsim în curând. Eu cred că știu cum. Thank you.
sunt grozave. Dar ce rost au? Lumea lipește afișe cu lucrurile dispărute. Oh, am înțeles. Când o să vadă poza, o să știe că îl cauți pe hipopotamul astronaut. Oh, super! Să le lipim! Oh. Poftim! Cum merge treaba cu afișele? Păi, mă mănâncă. Vreau să spun, l-a găsit cineva pe hipopotamul astronaut? Chestia e... Nu, nimeni nu l-a văzut pe hipopotamul astronaut. Fiindcă nu-i nou și curat ca în poză. Oh, de-aș fi avut mai multă grijă de el. Fii liniștit, Will. Sunt sigur că ai să-l găsești. Will, vrei să-ți împrumut ursulețul în seara asta? Dar nu-i același. Mulțumesc, Holly. Capitanul Will către hipopotamul astronaut. Mă auzi? Unde ești? Ați dat de urma hipopotamului? Nu! Ce-i cu șosetele astea? Dacă nu-l găsim pe hipopotam, o să-i facem altă jucărie lui Will. Oh, salut, Mierlă! Încă nu l-ați găsit? Sunt cel mai bun detectiv! Am căutat peste tot și aripioarele mi-au obosit foarte tare. Aș putea să te ajut. Oh, dacă insiști, o feliuță de prăjitură cu morcov m-ar înviora. Hai să-l mai căutăm o dată. Will! Avem o surpriză pentru tine. Bună dimineața, Will! Sunt Astro-Extraterestrul. Wow! Eu i-am făcut brațele. Eu picioarele. Știu că nu-i hipopotamul astronaut, dar... Poate e timpul pentru o schimbare. Mulțumesc! Cra! Cra! El e! Știu că e el! L-am văzut! Hipopotamul astronaut? Da! Da, da, da! Of! Mierlă, ești sigură? Un hipopotam cu cască de astronaut. El e! Unde-i? Veniți! Ți-am spus că o să le placă, scumpo. Oh, Mierlă, ai avut dreptate. Am găsit cadoul perfect. Hipopotamule, scuzați-mă. E... La mulți ani alunarilor. Mulțumim, Will. Dar e hipopotamul tău. Nu mai am nevoie de el. Poate e timpul să rămână la micuți. Ce e? Vă place Astro-Extraterestrul? E grozav, nu? Eu am făcut brațele. Sunt Astro-Extraterestrul. Uite, Will, le place mai mult decât hipopotamul. Oh, Doamne! Mi-aș fi dorit să-l găsim noi. Păi, l-ați putea primi pe Astro-Extraterestru în schimbul hipopotamului. Oh, serios? Numai dacă nu se supără Will. Nu! Nu mă deranjează deloc. Atenție, extraterestri! Hipopotamul astronaut o să vă prindă! Țup-țup, de ce nu ești în hamac? Mi-am spus că e timpul pentru o schimbare. Înțeleg. Și eu unde o să dorm? Păi, hamacul e aici. Oh, wow, țup-țup! Ce confortabil e! Și distractiv! Îmi place! Ce-ar fi dacă aș dormi iar în hamac? Ha, o, da!
Hamacul meu e cel mai bun. Exact, Țup-Țup. În pat nu poți face asta. Wow! Rosie și prietenii ei. Munți de mistere. Ura! Ce zi frumoasă! Nu-i așa, Țup-Țup? E bună cartea? Oh, scuze, e despre un mare detectiv care deslușește mistere. Cum anume? Se uită la indicii cu o lupă mare, îi întreabă pe toți ce făceau când fapta aceea misterioasă s-a comis și apoi ia notițe în carnețel. Interesant! Hai, să-l vedem pe stejar. Ce-a fost asta? O movilă de pământ. Ciudat! Uite, sunt mai multe movile acolo. Sunt sigură că ieri nu erau aici. Mă întreb de unde au apărut. Pum, 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 pum. Și 20. Ei, gata, semințelor, din voi vor crește niște legume frumoase. Să mă odihnesc un pic. Hei, credeam că am semănat peste tot. Ei, nu-i nimic. Gata, am terminat. Și acum, ce se petrece? Și acum, după ce a așezat mingea, Will are șansa să câștige. O poate trimite în gaură? Oh, și se duce! Mulțimea e în delir! Ura! Am câștigat! De unde a apărut movila? Oh, curățenia de primăvară, preferata mea! Vezi tu, nu știm cine face movilele de pământ. Din păcate, nici eu nu știu. Nu vă fie teamă! Eu, Țup-Țup, marele iepure detectiv, voi desluși misterul. Pare foarte interesant. Cu siguranță! Ce ai descoperit, mare detectiv iepure? Movilele astea au apărut primele. O să le desenez pe harta mea. Aici. Am făcut o listă cu numele posibililor făptași. Acum o să aflu ce făcea toată lumea când au apărut movilele de pământ. Crezi că unul dintre noi a făcut movilele astea de pământ peste tot? Tu unde erai când au apărut? Cu tine, toată noaptea și toată dimineața. Da, adevărat. O să te tai de pe lista mea. Acum trebuie să-mi continui ancheta. Și dacă marchează, câștigă! O să o apăr cu ușurință! Da, am câștigat! Nu iar! Nu trebuie să-ți numeri laurii înainte de a-i dobândi, Will? Interesant! Nu-i adevărat că putem folosi o cazma pentru a face o movilă de pământ? Deci, tu ai putea fi responsabil. Da, dar nu sunt. Ești sigur? Da, am săpat suficient pentru a-mi planta semințele. Nu mai era nevoie de alte gropi. Bine, în cazul ăsta te stai de pe listă. Acum voi continua ancheta. Nu e corect. Movilele astea ne strică toate jocurile. Nu-ți fie teamă, Will, fiindcă eu, Țup-Țup, marele detectiv iepure, voi afla cine le face. Să știi, când afli cine nu e de vină, te apropii mult de găsirea făptașului. Ciudat! Trebuie să fi fost extratereștri. Sau poate magia. Nu, am citit în cartea marelui detectiv că făptașul e mereu în spatele misterului. De asta am făcut o listă.
unde erai când au apărut movilele prima dată? Jucam golf cu Holly. Dar tu unde erai când au apărut prima dată? Jucam golf cu Will. Totul se verifică. O să vă tai pe amândoi de pe listă. Și acum, o mare detectiv iepure? Ce crezi? Cred? Mierlă! Tu ai făcut toate movilele astea de pământ peste tot. În preajma casei, în grădina lui Moș Martin, la Will și Holly acasă, tu arunci pământul din cuibul tău. Poftim? Vrei să spui că am un cuib foarte murdar? Oh, atunci, cum îți explici piatra asta? Trebuie să fi căzut când măturam. Și nu mi-am făcut cuib în jumătate din locurile în care zici că apar movile de pământ. Bine, te voi tăia și pe tine de pe listă. V-am adunat aici să vă împărtășesc rezultatele anchetei mele. Știi cine face movilele de pământ? Așa e, Rosie. Rând pe rând v-am tăiat de pe lista mea. Rosie, Moș Martin, Will, Holly, Mierlă. Apoi mi-am amintit ce a spus Sefi. Când afli cine nu e de vină, te apropii mult de găsirea făptașului. Extratereștri! Magia! Nu! Cel care a făcut movilele de pământ peste tot nu-i nimeni altul decât... Stejar! Ești sigur? Stejar nu e decât, păi, un copac! Știu că e o scuză bună, dar nu mă duce pe mine de nas. Stejar împinge pământul cu rădăcinile lui! Regret, Țup-Țup, nu-mi pot mișca rădăcinile atât de mult. Și nu sunt atât de lungi pentru a ajunge în locurile în care au apărut movilele. Mă dau bătut! Nu sunt marele detectiv iepure. N-o să aflu niciodată misterul ăsta. Nu a mai rămas nimeni pe listă. Cine să fie? De ce râdeți de mine? Ce-i asta? Prin magie? Eu, Țup-Țup, marele detectiv iepure, voi desluși acest mister odată pentru totdeauna. Salut! E cineva acolo? Aici erai, scuze, nu văd prea bine. Ești o cârtiță. Exact, Molly mă numesc și cu săpatul mă îndeletnicesc. Îmi plac tunelurile subterane, acolo nu trebuie să văd nimic. Tu ai făcut movile de pământ peste tot? Da, îmi pare rău, m-am rătăcit. Încercam să găsesc drumul spre casă și tot ieșeam la suprafață, dar nu pot să văd decât ce e în fața ochilor. Poate că marele detectiv iepure ar putea desluși misterul drumului spre casă. Te rog! Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e că a căzut ceva lucios lângă mine. Da, asta e! Și înainte de asta am văzut un par bătut în pământ cu o chestie roșie ce flutura în vânt. Vino, Molly! Asta ai văzut? Da, asta e! Și înainte de asta am văzut peretele mare de metal înfipt în pământ. Aha! Ăsta era? Da, și înainte de asta am văzut niște rădăcini încălcite. Aici? Flori! Da, trebuie să fi fost rădăcinile lor. Casa mea trebuie să fie acolo. Eu cred că ne-ar putea conduce marele detectiv iepure. Cred că e pe aici, pe undeva. Ce bine e acasă! Chiar ești un mare detectiv iepure! Ar trebui să iei tu astea, ca să nu te mai rătăcești! Măi, să fie! Deci așa arată lumea! Mulțumesc! Dar ce să facem cu toate movilele rămase peste tot? Am o idee! Și Will are șansa să câștige jocul! Da! Yeah!
bucur că am deslușit misterul și că mi-am făcut o nouă prietenă. Dar a mai rămas un mister de deslușit de către marele detectiv iepure. Care anume? Cine o să ajungă primul în căsuță la un ceai? Eu! Rosie și prietenii ei. Mesaj într-o sticlă de suc de fructe de boz. Iu, e atât de cald! Da, toată lumea se va bucura că le ducem suc de fructe de boz. E caniculă astăzi! Din fericire pentru voi, Rosie și Will v-au adus suc de fructe de boz la dispoziția voastră. Mulțumesc! Așa e mai bine! Luăm sticlele și continuăm livrările. Ar trebui să ne despărțim acum. Eu mă duc la digul castorilor, apoi la Mierlă. Iar eu la ceilalți. Cine termină primul câștigă! Mulțumim! Încă mi-e cald. Ce briză plăcută! Da, dar mă obosește. Avem nevoie de un ventilator. Și știu cine ne poate ajuta să-l construim. Salut, Matt! Salut, Ned! Mai de ună îi spuneam lișiței că vă pricepeți de minune la construit. Ați putea construi ceva pentru noi? Putem construi orice, nu-i așa, Ned? Așa e, Matt! Spuneți-ne ce vreți să construim, iar noi vă construim! Da! Da! Woohoo! Să încerc să dau înapoi. O să cobor și o să o împing. Ajutor! 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 Nu! 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 Ce părere ai? Da, cred că ăsta e bun. Vreți cele mai bune materiale pentru ventilator, nu? Asta ce-i? Un mesaj într-o sticlă? Cineva face cu mâna și dealul lui stejar? Oare cine l-o fi trimis? După ce o să-mi termin livrările, mă duc la stejar. Mulțumesc, Rosie! Mi s-a făcut sete de la muncă. Da, te cred! Pe curând, Moș Martin! Pa! Pa, pa! Și acum un suc proaspăt de fructe de boz. Ei? Un mesaj? Ciudat! Trebuie să fie de la Rosie. Cred că vrea să ne întâlnim pe dealul lui stejar. Prea bine, o să mă duc după ce-mi termin treaba aici. Că tot veni vorba. Trebuie să umplu lada asta cu mere pentru Țup-Țup. Wow! Arată grozav! Mulțumim! Mulțumim! Ne arătați cum funcționează? Desigur! Învârtiți de mâner și... Înțeleg! Se produce o briză răcoroasă! Frumos! Nu vă opriți!
Așa, încă un pic, încă un pic. Oh! Ha. Salut, Țup-Țup! Ți-am adus lada cu mere. Oh, mulțumesc, Moș Martin. Mi-e atât de sete. Sper că Rosie va ajunge în curând cu sucul de fructe de boz. Nu o să mai zăbovească mult. Pa, pa! Pa! Ciudat! Trebuie să fie de la Moș Martin, care vrea să ne întâlnim mai târziu pe dealul lui Stejar. Rosie! Bună, Țup-Țup! Poftim sucul de fructe de boz! Mulțumesc! Trebuie să duc sticlele goale la Holly. Are nevoie de ele pentru a termina sculptura. Bine! Pa, pa! Unde a dispărut briza? Ne-a făcut plăcere să construim ventilatorul. Dar nu o să vă mai facem vânt acum. Dar ne e foarte cald. Și nouă. Și-am plecat. Bună, Holly! Am o sticlă de suc de fructe de boz pentru tine. Mersi, Rosie. Și o grămadă de sticle goale pentru sculptura ta. Arată grozav. Mulțumesc. Pe curând. Pa. Ciudat. Trebuie să fie de la Rosie, care vrea să ne întâlnim pe dealul lui Stejar. Opa! Mă întreb de ce? Măcar aici, la umbră, e un pic mai răcoare, Stejar. Cum? Ce-i asta? Cineva vrea să se întâlnească aici. Să știi că nu l-am trimis eu. Cine l-a trimis atunci? Eu nu, nici eu. Atunci, cine a trimis biletul? Eu credeam că tu. La fel și eu. Eu credeam că tu. Nimeni de aici nu l-a trimis? Nu. Ce ciudat! Unde-i Will? Ar fi trebuit să termine livrările deja. Păi, nu le-a terminat. Eu nu mi-am primit sticla cu suc de fructe de boz și mi-e cald și foarte sete. Să mai văd odată biletul. E un pic murdar. Haide să... E motocicleta lui Will, împotmolită! Trebuie să fi fost trimisă de Will. Uite, săgeata arată înspre digul castorilor, nu spre dealul lui Stejar. Repede, trebuie să-l ajutăm. Da, eu am trimis mesajul. Am strigat după ajutor, dar nu era nimeni. Am aruncat sticla în pârâu. A fost singura modalitate de a cere ajutor. Ajutorul a sosit! Haideți, prieteni, alinierea și împingeți! Și împingeți! Vă distrați în noroi? Încercăm să-l ajutăm pe Will. S-a împotmolit. S-a împotmolit? Noi nu ne împotmolim niciodată, nu? Aveți nevoie de multe crenguțe și stuf sub roți ca să aibă de ce se prinde. Acum, cine are multe crenguțe și stuf? Ar trebui să meargă. Încearcă acum. Suc înviorător de fructe de boz pentru toată lumea. Bravo, Matt și Ned! Bravo, Matt și Ned! Mulțumim că ați construit ventilatorul. Scuzați-ne că v-am păcălit să ne faceți vânt. Acum e rândul vostru să stați la răcoare. E plăcut că nu mai e atât de cald. Privește! Un mesaj într-o sticlă. Ce părere ai de încă o sticlă de suc de fructe de boz, Rosie?
te rog, Țup Țup. Dar aș fi vrut să mi-o aduci tu, Rosie. Acum e rândul tău, Țup Țup. Bine. Mulțumesc, Țup Țup. Mă bucur că ai primit mesajul. Rosie și prietenii ei. Moș Martin, ursul zăpezilor. Dar, deși au căutat-o toți, nimeni n-a găsit misterioasa creatură căreia îi se spune Yeti. N-au găsit decât niște urme, niște urme uriașe în zăpadă. Uimitor! Așadar, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Yeti? Niciodată. Priviți! Niște urme mari misterioase. O să mă duc după ele. Distracție plăcută. Întoarce-te și spune-mi dacă găsești ceva. Archie, ești bine? N-am mai văzut zăpadă până acum. Eu vin dintr-o țară caldă. Îmi place zăpada, dar uite, e atât de rece încât m-am albăstrit. Încearcă astea, o să-ți țină de cald. E mai bine, mulțumesc. Acum, ce vom face cu zăpada? Orice ar fi, cred că o să mă pricep de minune. Bulgări de zăpadă! Iem! Patinăm! Vindem fulgi de zăpadă! Îngeri în zăpadă! Eu fac cei mai grozavi îngeri în zăpadă. Priviți! Nu-i rău, dar eu cred că pot face unul mai bun. Caramba! Stați puțin, să mai încerc o dată. Poate nu te pricep la făcut îngeri în zăpadă. Hai cu mine să încercăm altceva. Vin și eu. Și eu. Și eu. Eu rămân aici cu Moș Martin. Pe curând. Încă un set de urme. Se pare că acum avem doi Yeti. Moș Martin, cred că ai mers chiar pe urmele tale. Da, ce aiurit sunt. Ce-ar fi să-l căutăm împreună? Mă ajuți? Da, cu plăcere. Ar trebui să o luăm încolo. Baftă! Pastejar! Moș Martin și Rosie, mari exploratori. Mai multe urme! Și de data asta sigur nu sunt ale noastre. Archie? Dar ce faci? Tu nu ești Yeti. Nu, exersez doar îngeri în zăpadă. Archie, haide, te așteptăm. Am să fiu mai bun la următorul lucru pe care îl fac în zăpadă. Pa, pa! Și acum încotro, Moș Martin? Cred că încolo. Am o presimțire bună cu privire la patinaj. E ușor, fii atent! Ura! Poftim, Archie! Ești gata! Wow! Da, nu-i rău, dar uitați-vă la mine! Archie, ești bine? N-am pățit nimic, dar cred că nu mă pricep nici la asta. Nici o grijă, Archie! Mai știu un lucru ce se poate face în zăpadă. O cursă prin zăpadă? Asta cu siguranță am să o câștig. Las că mai vedem noi. Pe locuri? Fiți gata? Start! Hei, eu trebuia să spun asta. Oh!
cum crezi că ar arăta Yeti, Moș Martin? Păi, e mare și nu cred că îi place să fie văzut. Poate e timid. Privește, Rosie, mai multe urme de pași. Oh, nu sunt ale mele. Nici ale mele. Vino! Am ajuns aproape în centrul labirintului. O să-l vedem pe... Da! Am câștigat! Țup-țup! L-ai văzut cumva pe Yeti, omul zăpezilor? Moș Martin, cred că am venit pe urmele lui Țup-țup. Al doilea! A treia! A patra! Iar ultimul. Când voi găsi un joc în zăpadă la care să fiu cel mai bun? Nici o grijă, Archie. Mai poți încerca altceva. Și noi putem căuta altundeva. Acolo, pa, pa. Ne dăm cu Sania. Voi fi cel mai bun. Să nu mergeți prea repede, bine? Pe locuri? Fiți gata? Start! Totuși, un pic mai repede de atât. Hei! Oh, nu-i corect! Sunt prea ușor! Da! Am câștigat! Privește, Rosie, o urmă. Și uite cât de departe e cealaltă. Trebuie să fie uriaș. Rosie, l-am găsit. Nu-l mai tot scăpa. Nu eu îl scap. Tu îl scapi. Eu nu-s prea sigură. Nu sunt decât Meni și Lișiță. Vreți să vă ajut cumva? Da, vă rog. E cuibușorul meu de iarnă, dar Lișiță îl tot scapă. Eu îl tot scap? Dați-mi voie. Aici? Bine, Archie, Sania nu-i de tine. Dacă am face un om de zăpadă? Da! Am să fac cel mai mare om de zăpadă! Nu cred că o să-l găsim vreodată pe Yeti, omul zăpezilor. Poate că, la urma urmei, nu-i decât o poveste, așa cum a spus Stejar. Iar acum vă prezint cel mai mare om de zăpadă din lume! E din zăpadă. Așa e, doar că nu e foarte mare. Vezi? Asta e. Iar am pierdut. Nu există ceva la ce să mă pricep. Hei, stai! Ai caramba! Ești bine, Archie? Da, mulțumesc. Moș Martin, arăți ca un om de zăpadă uriaș. Chiar așa? Poftim, dă-mi voie. Cine-i cel care urcă dealul? Poate nu l-am găsit pe Yeti, omul zăpezilor, dar priviți, eu sunt Moș Martin, ursul zăpezilor. Și până la urma urmei, tot eu am făcut cel mai mare om de zăpadă. Așa e, Archie. E un pic cam rece să fii Moș Martin, ursul zăpezilor. Dar e gustos. Uite, îl văd pe Yeti, omul zăpezilor, în spatele acelui copac. Haide, Rosie, vino să vezi. Rosie?
Voiam să mă prefac că sunt Țup-Țup, iepurele zăpezilor, și să... Dacă ți-a plăcut acest episod din Rosie și prietenii ei, nu uita să te abonezi la Tralala!